Eu am fost cel care am început în 1990-91, după Revoluție, a fost nebunia aceea în care toți tinerii vreau să practice arte marțiale. Atunci am început artele marțiale la Clubul Sakura, sub îndrumarea profesorului dr. Dan Deliu. Acolo am început și am intrat în tainele artelor marțiale. Am început cu kickboxing-ul, karateul, care era atunci o formă de semi-contact. După care și el a venit la același antrenor și am continuat pregătirea. În anul 1995, datorită performanțelor pe care le-am avut pe plan național, am progresat și am ajuns să fim pregătiți de domnul Mircea Boldea, cel care, practic datorită dumnealui, am obținut marea parte a performanțelor pe care le avem. Da, a avut o priză foarte mare, enorm de mare, loc al combatului de la noi, deoarece mulți români se uitau pe Eurosport și vedeau gale de K1 și se întrebau, domne, noi nu avem luptători sau... Vă dați seama, fiecare român este patriot și își dorește ca să avem și noi, ca România, să aibă sportivi în aceste gale. Noi practicăm artele marțiale cu performanțe internaționale, cel puțin eu, din 1996. Începând de atunci până în 2000, am participat la fiecare campionat european sau mondial, la fiecare obținând medalii. Asta înseamnă că România are, în afară de noi, sportivi de valoare. Acum Local Combat-ul a scos la iveală, să spun așa, performanțele noastre și realizările din urmă și a trebuit să demonstrăm din nou că suntem în stare și că facem bine ceea ce facem. După cum ați văzut, începuturile Local Combat și ale meciurilor noastre au fost cu meciuri de mai mică importanță. Da? Pentru a intra într-o formă și a putea lupta acolo, să obținem anumite rezultate cu sportivi și luptători valoroși. Numai așa putem progresa. Am început ușor-ușor și, după cum știți, am început să întâlnim adversari din ce în ce mai puternici și ne dorim să întâlnim adversari mai puternici pentru a putea progresa și a ne verifica pentru a putea ajunge în circuitul K1. Voi ați participat la prima ediție în Local Combat? Nu, noi am luptat a cincea sau a șasea ediție. Cei care au luptat în galele Local Combat până să intrăm noi fuseseră colegi de loc cu noi la categorii mai mici, îi cunoșteam și atunci am luat și noi hotărârea de a intra în acest circuit, o să spun intern sau internațional, da? Și să luptăm pentru a ne demonstra calitățile pe care le aveam. Putem spune că suntem cunoscuți și datorită calităților pe care le avem și a imaginii care ni s-a creat. Am fost și sprijiniți la timpul potrivit de cine a trebuit, pentru că altfel, știți, nu puteam reuși. Contează foarte mult să ai o echipă. Exact. O echipă lângă tine, fiecare să știe ce are de făcut. Singur, știți cum, nu poți să faci nimic, mai ales. De exemplu, luptătorii din K1 au un staff de minim 4-5 oameni alături de ei, un masor, un manager, un antrenor, și vă dați seama că toate lucrurile astea trebuiesc și nouă. În primul rând, înainte de perioada competițională, trebuie să faci un anumit gen de pregătire, trebuie să-ți intri în perioada de formă maximă. Și atunci ai nevoie de o alimentație corespunzătoare, ai nevoie de odihnă, ai nevoie de refacere, de vitaminizare, de a lua suplimentele necesare. Și numai prin această susținere a unui sportiv poate ajunge să dea performanță, pentru că dacă nu există susținerea lui, practic totul se învârte în jurul financiarului. Dacă nu există o bază financiară, n-ai cum să progresezi o motivație, în ceea ce face. O motivație, asta e cel mai important. Deja vedem rezultatele acestor eforturi, exact, care vin din partea altora care ne susțin. Știți cum e, până acum am făcut sport de plăcere, dar la un moment dat trebuie să faci și... Te mai gândești și la... Mama mea cu tatăl lui sunt frați. Suntem veri, nu e o vorbă între noi. Avem acela sânge. Albastru. Da. V-ați gândit vreodată să luptați între voi? Știu că ați declarat că nu să luptați. Nu ne-am gândit, de fiind de...
de o bursă mare de meci. Deci vă spun că o să aveți ce vedea. Nu ne-am gândit. Noi de fiecare dată la antrenament facem împreună antrenament și... Noi aranjamente n-am făcut nici între noi, și nici cu alți sportivi. Păi vă cunoaștem așa că ne cunoaștem. Exact. Ar fi greu să spuneți care câștigă între voi. Ar fi greu, mai ales că vă cunoașteți bine. Eu știu cine ar putea câștiga. Dar câștiga publicul pentru a da ce vedea. Este foarte important ceea ce se întâmplă acolo. Mai puțin un profesionist contează pierzi sau câștigi. Contează modul cum ai luptat și dacă ai făcut-o și ai făcut-o din toată inima. Pentru că dacă poți să-l bați pe acel adversar și nu tragi de tine și nu arăți ceea ce poți, eu zic că ai mai de pierdut. Nu chiar. Se exagerează puțin și cu aceste vorbe, să spun, pentru că sunt la nivelul de vorbe. Atunci când faci sport, trebuie să ai să duci o viață sportivă, pentru că dacă în orice exces ai cade, este să întoarce împotriva ta și atunci trebuie să ne urmărim țelurile pe care le-am propus. Important este chiar dacă suntem vedeți acum să rămânem aceiași oameni care am fost și până acum și prietenii care au fost alături de noi să ne știe cum am fost atunci. Cel puțin eu cred că nu ne-am schimbat. De când am intrat în circuitul local combat și până acum am rămas cu aceiași prieteni, poate ne-am făcut și prieteni noi, poate sunt sincer cu noi, poate nu, asta rămâne de văzut în timp. Și aceeași mentalitate avem cum am avut-o și atunci când ne-au cunoscut de... eram simpli sportivi și fără rezultate. Și luăm exemplu din viața marilor sportivi pe care poate ne ajungem sau ne dorim să ajungem ca ei. Pentru că au o modestie ieșită din comun mari luptători care sunt în acest circuit K1, începând la Ernest Ocost, Peter Hertz, Ray Sifo, au o sportivitate ieșită din comun și se poartă ca niște oameni normali. Dar în ring sunt cei mai mari dușmani, în afara ringului sunt cei mai buni prieteni, se invită în țară. Așa am încercat și noi, să inducem în galele noastre prietenia de după luptă, bătălia ce este până atunci. Dar la noi nu prea se întâmplă așa ceva. Este chestia de mentalitate, după vremea mea. Important este să ne respectăm între noi și să ne vedem fiecare loc unde suntem. Și ca, știți cum e, nu este un orgoliu sau eu știu o mândrie că am câștigat în fața unui sportiv român. E important fiecare ce și-a propus să ajungă unde și-a propus. Nu câștigă nimic chiar dacă eu îl provoc pe unul, el mă provoacă pe mine și ne batem între noi. Important este să ajungem cât mai sus și Biblia scrie că orgoliul e cel mai mare păcat. Înaintea crimei. Prin discoteci, când ești un sportiv de performanță și ai un obiectiv care ți l-ai propus, nu prea poți să mai te duci în discoteci. Dar am mințit dacă am spune că nu mergem și noi ocazional, deci nu poți să spui că nu frecventăm. Dar depinde în ce perioadă de pregătire. Dacă ești la perioada de relaxare, poți să-ți permiți să ieși la un club sau să mergi într-o discotecă, dar înainte de competiție așa, este perioadă de ce nu ne impune nimeni, dar noi ne știm bine limitele și știm ce avem de făcut. Bun, când erați copii, 14-15 ani, v-ați bătut mult pe stradă, ați avut, erați răi, așa cum se spune, erați recunoscut ca șmecheraș, ca cel mai tare de pe stradă sau din cartier. Nu ne-a plăcut să fim modești și să ne facem prieteni când... Dacă am spune că nu ne-am bătut, am mințit, vă dați seama că ne-am mai bătut și în cartier, și pe stradă, și prin oraș, peste tot. Și haideți să vă spun ceva, ca un meci pe stradă poți să-l ai oricând. Ca a evita un scandal pe stradă e foarte important și foarte greu de evitat. Noi învățăm artele, noi facem arte marțiale și practicăm acest sport pentru a evita o luptă pe stradă. Avem și mai ales că suntem antrenați și pregătiți pentru așa avem ceva. Avem și o zicală, învățăm să ne pregătim pentru a evita o luptă. Practic acolo ar trebui să ajungem prin atitudine. Cea mai folosită armă pe care o folosim noi este și se numește dialog, în primul rând. Deci întotdeauna cred că vorbele pot așeza totuși. Zicem, dacă noi reacționăm în situația în care suntem încolțiți și nu mai avem efectiv ce face și am epuizat toate formele de a evita o luptă. În clipa că nu mai poți și ești agresat, trebuie să ripostezi, nu? În sport de performanță n-ai cum să nu pierzi. Eu, de exemplu, pot să spun că am în jur de 20 de meciuri internaționale, din care am pierdut 3-4. Acolo mă vor 5. Da? Și în galele local combat, după cum știți, am participat la 4 gale și am învins de fiecare dată. Asta nu înseamnă că trebuie să ne punem pe ureche. Pregătirea noastră de-abia de acum începe.
din punctul meu de vedere, de-abia de acum am început să-mi intru în formă și să mă simt bine. Atunci, uneori poți câștiga o luptă, te simți pierzător. Așa a fost senzația de început, dar după care, prin pregătire și un program adecvat de pregătire, am reușit să ajung la o formă în care, mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt foarte bine și îmi doresc să fac acest lucru mai departe. Am și pierdut, deci nu putem să zicem că am câștigat mereu, dar important este atunci când ești învins să-ți vezi greșelile și să vezi unde ai greșit ca să poți să nu mai realizezi acele greșeli pe care le-ai făcut în meciul acela. Când mi s-a făcut și o imagine numai de câștigători și de învingători în fiecare luptă, ceea ce ne-a prins bine, dar vedeți dumneavoastră, asta are și este ca o sabie cu două tăișuri, poate să ne prindă și rău. De ce? Odată învinși, majoritatea oamenilor reacționează la primul impuls. A pierdut. Nu mai e bun. Asta e valoarea sau... Întotdeauna trebuie să ai puterea să mergi mai departe și după o înfrângere. Contează foarte mult modul cum ai pierdut sau modul cum ai câștigat o luptă, pentru că poți câștiga o luptă și de fapt să fii în sufletul tău un pierzător. Da? Și este foarte important cum vezi acea înfrângere, pentru că trebuie să tragi învățămintele de acolo și pe viitor să nu se mai repete sau să-ți vezi greșelile și să nu se mai întâmple acele greșeli. Un luptător trebuie să știe să și piardă, să știe să și câștige. Important e să mergi înainte și din înfrângere, știți cum e, să și învață dintr-o pierdere într-un meci. Dar important e să nu fie capăt de pământ. Nu poți fi tot timpul anul în vârf de formă. N-ai cum să obții la fiecare gară, la fiecare lună, vârful de formă în care te simți cel mai bine. Poți avea o zi proastă. Poți fi accidentat. S-a întâmplat să luptăm accidentați la anumite gale. Dar am depășit fiecare moment și am trecut de el și se pare că suntem bine. Efortul la antrenament, din cauza de ce v-am spus mai devreme, trebuie să fie de două ori mai mare decât în ring. Pentru a trece peste momentul ăla în ring. Și în momentul când ajungi la punctul acela în ring, trebuie să tragi de tine ca să treci peste el și să poți să câștigi. În momentul când urci ring, trebuie să ai o minte de învingător, o mentalitate de învingător, să crezi în tine și în puterile tale și tot ceea ce ai făcut la antrenament să aplici în meci. În primul rând, înainte de pregătirea precompetițională, trebuie să, după această pregătire, trebuie să fii în forma maximă de luptă. Da, deci în forma maximă pentru a susține o competiție de nivelul acestor competiții la care luptăm. În primul rând trebuie să adaptăm organismul pentru efort. La fiecare antrenament trebuie să adaptăm organismul pentru efort. După care începem cu chestiile specifice și încep cu o încălzire a organismului în care includ toate membrele superioare și inferioare. După care începem pregătirea tehnico-tactică specifică luptei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă pregătim prima dată. Se pregătește ochiul a se învăța cu loviturile. Adversarul lovește, trebuie să pui foarte bine la punct apărarea. Da? Pentru că este un element foarte important în pregătirea, apărarea. Trebuie să știi să te aperi ca apoi să lovești. Pentru că toți știu să lovească, dar mai puțin știu să primească. Trebuie să folosești foarte mult apărările. Adversarul folosește lovituri, tu trebuie să te aperi. Asta este prima formă de a intra înainte de competiție. După care sunt cele trei forme de pregătire cu partenerul, de exemplu. Înainte de competiție trebuie să lucrezi foarte mult cu partenerul de luptă, pentru că în ring vei întâlni un partener, nu un sac sau nu pernuțe, care le folosim în perioada pregătitoare competiției. Și atunci va fi prima fază a antrenamentului, va fi întâmpinarea. Vor fi și se vor lucra exerciții de întâmpinare adversarului, după care urmează eschivele folosite asupra loviturilor adversarului și riposta care urmează, după care va fi cea de-a treia variantă, apărarea și riposta. Asta în funcție de tehnicile pe care le folosești adversarul și combinațiile pe care le ai tu ca și sportiv. După care urmează o pregătire fizică generală cu întărirea organismului pentru a putea suporta loviturile și condiția fizică specifică care trebuie să o aibă fiecare luptător. Eu am un pic diferit antrenamentul. Eu pun mare accent, mai ales în perioada precompetițională. Mă dau exemplu pe mine, încep cu o pregătire, un program de forță înainte de a începe cu partener sau a face pregătirea tehnico-tactică. De ce spun treaba asta? Pentru că în meci ai momente grele și ajungi să dai foarte greu din braț și greutatea corpului e de două ori mai mare decât la antrenament. Și eu pregătesc antrenamentul înainte cu un program de forță bine dotat. De exemplu,
coreene care sunt sărită, genoflexiune, flotare, genoflexiune, din nou sărită, de care variază cam două serii a câte 30-35 de sărituri, de coreene. După care flotări, ori cu aplauze, ori sărituri în pumn, ori în degete, pentru a întări un pic și articulațiile și tonusul muscular, de a spune în foarte mare tere. După antrenament, după pregătirea de forță, o să fac un pic de epuraș. Epuraș fiind după trecerea de la un antrenament, o parte din antrenament puternic, forță, trec la a te relaxa, relaxa mușchiul când epuraș. Cum și în boxă practică epurașul, este un gen de mână și picior opus până ridicarea genunchilor. După aceste exerciții de antrenament pe care le-am făcut, urmează perioada tehnico-tactică pe care o faci cu partener. Cum a zis și Ciprian mai devreme, directă, crușie pe timpul atacului, pe apărare, apărare pe timpul atacului, ripostă, contraatac, atac înaintea adversarului, preluarea atacului. Deci sunt mai multe combinații de lovituri între brațe, picioare, genunchi pentru a pune în dificultate adversarul. Cât durează antrenamentul în această etapă? Deci important este să faci antrenament o oră. Contează foarte mult intensitatea antrenamentului, deci frecvența cu care se face antrenamentul. Dacă îl faci lent, lent boxer, dacă îl faci în viteză, ai o viteză remarcabilă și poți să ți-o pui în practic în ring. Normal, intensitatea antrenamentului trebuie crescută sau scăzută în funcție de perioada în care te afli. Cel puțin eu mă antrenez de 5 ori pe săptămână. Săptămâna avem 7 zile, de luni până vineri, sâmbătă și duminica liber pentru a avea timp organismul să se refacă și a se reîncărca cu energie pentru următoarea perioadă de pregătire. Deci fiecare exercițiu în această perioadă are o importanță foarte mare și întotdeauna eu mă antrenez pentru a rezista 3 reprize în ring, ajung să fac 20 de reprize efective, 10 reprize, 15 cu partener, după care 5-6 reprize de palmare și exersarea tehnicilor favorite. Pentru că într-o lupă trebuie să ai și o tehnică favorită sau o lovitură năpraznică care să spui adversarul la sol. Deci lucrez cu cronometru întotdeauna înainte de competiție și fac 15 reprize, 5-6 de box cu umbra, după care 10 cu partenerul, după care urmând exercițiile de lovire și creșterea forței specifice la diverse aparate, sac, pernuțe și partener. Mă antrenez tot așa, dar tot așa, câte două antrenamente pe zi, dar și sâmbăta, în afară de duminică, pentru a te reface. Dar nu mai fac două antrenamente sâmbătă, fac doar un singur antrenament care ar fi tot așa de refacere, a se obișnui organismul cu efortul. În perioada precompetițională. Eu, de exemplu, dimineața pot să fac un program de forță și rezistență, după care seara să fac specificul. Dar înainte de cu cronometru, întotdeauna înainte de competiție, și fac 15 reprize, 5-6 de box cu umbra, după care 10 cu partenerul, după care urmând exercițiile de lovire și creșterea forței specifice la diverse aparate, sac, pernuțe și partener. Mă antrenez tot așa, dar tot așa, câte două antrenamente pe zi, dar și sâmbăta, în afară de duminică, pentru a te reface. Dar nu mai fac două antrenamente sâmbătă, fac doar un singur antrenament care ar fi tot așa de refacere, a se obișnui organismul cu efortul. În perioada precompetițională. Eu, de exemplu, dimineața pot să fac un program de forță și rezistență, după care seara să fac specificul. Dar înainte de competiție, cu două săptămâni, nu mai fac două antrenamente pe zi, pentru că intervine oboseala și starea de epuizare și atunci evit acest lucru pentru a mă putea încărca și mă concentrez la un singur antrenament cu două săptămâni de competiție. La un singur antrenament pe zi. Noi diversificăm, de exemplu, înainte de perioada precompetițională, diversificăm cu exerciții de forță și masă musculară. Cel puțin așa fac eu când sunt în perioadă cu două luni sau o lună jumate înainte de competiție. Am două săptămâni înainte de a intra în perioada precompetițională în care fac exerciții de forță cu greutăți mari.
când s-a terminat? Exerciții de bază, da, cum ar fi împins culcat, tracțiuni la ceafă, la helcometru, tracțiuni pentru brațe, biceps, la paralele triceps și exercițiile specifice. Nu fac, eu nu fac genoflexiuni pentru că am exercițiile din artele marțiale tradiționale, să spun așa, cu care îmi interesc picioarele. Spuneți-mi care sunt loviturile voastre preferate. Loviturile mele preferate sunt croșeu de stânga, picioare, în general mai gheri sau maoași, adică lovitură circulară cu piciorul și lovitură directă mai gheri. Și lovitura de cu directa din mâna din spate. Și lovitura care am făcut-o și la galele trecute e cea din săritură cu mâna din spate, directă. Mă antrenez întotdeauna să îmbunătățesc calitatea loviturilor de picior asupra coapselor și la cap. Deci lovituri circulare de picior și lovituri de brațe directa cu brațul din spate și croșeu cu brațul din spate. Astea sunt loviturile mele favorite pe care le folosesc în lupt. Depinde acum și de adversarul cu care lupt. Depinde de poziția gărzii, depinde de atitudinea lui, este mai înalt, este mai scund decât mine, este la înălțimea mea. Și în funcție de asta îmi dezvolt o lovitură special pentru acel adversar. Important este să ne modelăm după adversar. Da, adversarul are o calitate brațe, să zic așa. Noi trebuie să luăm cu picioare. Sau ne luăm pe brațe cu el și atunci terminăm cu picioare. Cum ce vârstă credeți că se poate activa ca performanță? Noi am vrea cât mai mult, dar știți cum e, că nu faci corespunzător facerea, cu atât se scurtează viața sportivă și mai ales performanțele. Depinde în funcție de om, în funcție de, și de organism. Fizicul și de organismul fiecăruia. Sunt luptători în Chihuahua care au 38 de ani, 39 și sunt într-o formă de zile mari, adică au o formă și sunt în primii patru. Da? Și asta depinde foarte mult de fizicul fiecăruia, deși cum se simte. Dacă te simți bine la 30 de ani, la 35 de ani, nu e nicio problemă, poți să lupți. Asta depinde de la om la om. Cel mai important lucru care fiecare sportiv trebuie să facă, că e fotbalist, că e karatist, că e kickboxer, că e thai boxer, că e orice sport, refacere e cea mai importantă. Cu cât ai o refacere mai amplă și mai bună, cu atât viața de sportiv durează mai mult și performanțele vin... Restul stă numai în pumnii și în picioarele. Important e ca oamenii care sunt lângă noi să-și facă treaba și să ne reprezinte cum trebuie și noi îi reprezentăm și ne facem treaba așa cum trebuie. Bun, eu vă doresc succes. Ne trebuie, știți cum e, în a practica artele marțiale și a ajunge în caunul trebuie să ai o echipă dotată și foarte bună. Susținere. Noi sperăm să ajungem acolo și să vă reprezentăm cum putem mai bine. Asta nu de toată lumea, prietenii, decât viitorul să amicii, familia și mai ales România.